Bună seara! Numele meu e Lucian Popescu și sunt editorul site-ului de exact 5 ani de zile. Au fost 5 ani foarte scurți, au trecut foarte repede și au fost 5 ani pe care i-am petrecut în preajma unor oameni foarte plăcuți, foarte politicoși, foarte inteligenți, autorii contributori. Vreau să vorbesc cu îngăduința dumneavoastră un pic despre proiectul Contributors. În acest răstimp de 5 ani de zile au scris pe Contributors ceva mai mult de 600 de autori. Au apărut cam 8.000 de articole, adică vreo 4 pe zi, dacă punem la socoteală sâmbăta și duminica. Știu că e o publicație greu de citit. Acesta este reproșul pe care îl aud mereu. Deseori apar articole și analize foarte complicate, foarte tehnice, dificile. Unele texte sunt foarte lungi, de zeci de pagini. Altele se adresează unor nișe destul de înguste, de specialiști. Și în ciuda acestui fapt, aproape în fiecare lună, două, trei sau mai multe articole ajung să fie cele mai vizualizate și cele mai share-uite texte de pe internetul românesc. Adică sunt în top 10 articole virale în luna respectivă. E uimitor să vezi că texte complicate, greu de parcurs, ating 20, 30.000, 100.000 de citiri. Eu cred că acest lucru spune ceva și despre nevoia de informare și mai ales despre nevoia de schimb de idei din societatea românească. Și ajungem acum la motivul principal pentru care a apărut Contributors, dorința de a sparge monopolul capetelor vorbitoare, acele talking heads, omniprezente ale la televiziuni, de a sparge ecranul afumat, creat de roboții vorbitori. Cu toții am suportat și suportăm dominația mediatică a celor oameni care, fără să aibă vreo calificare, sunt foarte ageri în datul cu părerea la orice eveniment, în orice problemă, de la știință, politică, economie. Sunt oameni care întunecă vederea clară a lucrurilor. Contributors a apărut atunci când am simțit că acest bâzâit, inform, omniprezent, extrem de iritant, a devenit insuportabil. Eu zic că, într-o măsură mai mare sau mai mică, Contributors, ca proiect de blocare a zgomotului de fund, este un succes, măcar pentru cele 100.000 de cititori frecvenți ai site-ului. N-aș spune că autorii Contributors formează o comunitate în sensul propriu-zis al cuvântului, ar fi cam mult să afirm așa ceva, dar fără îndoială există câteva trăsături pe care toți autorii le au în comun. Mai întâi, toți autorii Contributors știu despre ce vorbesc, știu ce spun. Aceasta este, după părerea mea, cea mai clară trăsătură pe care o au autorii Contributors în comun. A ști ce vorbești este important și înseamnă, după părerea mea, trei lucruri. Să ai o experiență relevantă într-un domeniu, doi, să poți să formulezi raționamente, argumente valide și trei, să știi să folosești concepte. Ca să devii autor Contributors, prima condiție, deci, să știi despre ce vorbești. Alte două trăsături ar fi onestitatea și libertatea. Eu cred că cei 600 de autorii Contributors au reușit să anuleze deseori cu succes zgomotul de fond al capetelor vorbitoare de la televizor și să proiecteze imagini și idei clare. Aici cred că e câștigul Contributors și în asta cred că constă
valoarea textelor de pe acest site. Începem această colecție de cărți cu volumul profesorului Valentin Naumescu. Valentin Naumescu este unul dintre cei mai reprezentativi autori ai site-ului. Analizele sale sunt scrise de obicei în regim de urgență și totuși își păstrează chiar după ani de zile o valabilitate neștirbită. Sunt mereu relevante, adică surprind ce este important, esențial, atât în ordinea imediată a lucrurilor, cât și într-o viziune de ansamblu. Textele sale sunt oneste, inteligente și libere și extrem de clare, explicative, sunt destinate unui public larg și în același timp specialiștilor și studenților în relații internaționale. De aceea mă bucur și mi se pare îndreptățit faptul că tocmai volumul său inaugurează această colecție. Sunt deja date spre editură încă două cărți, una a lui Mihai Maci și cealaltă a lui Petre Opriș, care vor apărea la începutul anului viitor. Înainte de a-i da cuvântul lui Silviu Dragomir, directorul editurii 3, cel care a sugerat această colecție Contributors, aș vrea să îmi exprim recunoștința pentru publicul Contributors. Fără nicio îndoială, sunt cei mai buni cititori din România. Le mulțumesc tuturor autorilor Contributors pentru nemaipomenita lor disponibilitate și pentru onestitatea lor remarcabilă. Le mulțumesc lui Danta Palagă, Cristian Pantazi și Ioan Mărgărit pentru ajutorul extraordinar de prompt și dat cu toată inima pentru proiectul Contributors și mai ales le mulțumesc pentru faptul că au reconstruit o viziune și valori ale jurnalismului pe site-ul Hot News, o viziune în care Contributors se simte foarte bine. Îl las acum pe Silviu să vorbească. Bună seara! Sunt Silviu Dragomir, directorul executiv al editurii 3 și așa cum Lucian v-a spus, în seara asta sărbătorim nu numai lansarea unei minunate cărți, ci lansarea unei colecții noi. Am intitulat-o colecția Contributors după numele site-ului unde autorii ce vor fi publicați scriu constant. Nu întâmplător ne aflăm aici, la Clubul Țăranului, pentru că aici, la una dintre aceste mese, a apărut ideea acestei colecții, într-una din seriile lungi și minunate pe care le-am petrecut aici cu Lucian și cu Margarit, a apărut această idee. Vă mărturisesc că mie personal politica Hot News de a oferi nu numai știri calde pe care le îngurgităm de multe ori cu o repeziciune pe care pe mine mă sperie, dar și cu analize competente, pertinente, opinii, dezbateri care urmează acestor știri. Nouă celor de la 3 ne-a plăcut foarte mult această idee și această politică și a apărut natural ideea concretizării unei colecții. Moment în care, sigur, noi ne-am oferit competența de editori, dar toată structura și toată selecția titlurilor și textelor le aparține exclusiv Hot News Contributors și lui Lucian Popescu. Avem, de fapt, în momentul de față se concretizează, hai să spunem așa, o mică axă, pentru că tot lansăm o carte de diplomație. O axă care începe prin acele știri calde despre care vorbeam,
vaporoase în același timp, pentru că se succedă cu o repeziciune fantastică, imediat o știre ia locul alteia. Ei, nu știu, cred că la fiecare câteva minute apare o știre nouă pe Hot News. Toate aceste știri vaporoase sunt urmate de o solidificare a conceptului în site-ul Contributors, unde deja se trece la analize, la discuții și la dezbateri. Și iată, cartea vine ca un ultim element, hai să zicem ca un fundament palpabil, solid, structurat, redactat, gândit, conceput pentru a fi consistent. Lucrul ăsta ne încântă și suntem bucuroși să participăm la acest proiect. Referitor la cartea de față, domnul profesor Aurescu spunea în prefață că este un instrument nu numai util, dar și necesar celor care lucrează diplomație sau celor interesați de diplomație. Eu personal cred că area de interes poate fi mult lărgită, și mă refer la cartea de față, pentru că, de ce să nu o spunem direct, trăim vremuri complexe, complicate și de ce să nu recunoaștem grele. În momentul în care am spus despre știrile Hot News că sunt calde, nu înseamnă că nu simțim fior reci de multe ori când le citim. Când am spus că știrile Hot News sunt vaporoase datorită repeziciunii cu care se succed, nu înseamnă că nu putem simți în spatele lor greutatea unei mantii de oțel, să spunem, de plumb. Pentru că, sigur, simțim uneori că zeii războiului își fac iarăși simțită prezența și pentru încă o dată în istorie, pentru a câta oară, sunt lucruri care se repetă. Și asta uneori ne sperie, ne îngrijorează, ne face să medităm și, sigur, informația unei știri calde nu ne mai este suficientă. De aceea avem nevoie de analize de genul analizelor făcute de profesorul Naumescu. Și am să mă refer la mine personal, ce mi s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, două, când am citit unde altundeva decât pe Hot News, știrea cu avionul rusesc doborât de Turcia. Evident, eu și poate ca mine și mulți dintre voi s-au speriat, s-au îngrijorat, s-au gândit oare ce o să se întâmple, începe al treilea război mondial, ce o să facă Rusia, ce o să facă NATO, ce o să facă Statele Unite, un amalgam de idei venite, cine știe din ce unghiere ale sufletului și ale minții. Ei bine, în această confuzie am citit imediat articolul profesorului Naumescu despre Contributors și n-aș putea spune că m-a liniștit, dar aș putea spune că m-am simțit mai informat. Și dacă m-am simțit mai informat, mi-a fost mai puțin frică. Și dacă mi-a fost mai puțin frică, am putut să mă ocup și de alte lucruri. Cam asta aș vrea să spun eu despre această carte, pe care, care se poate citi cu un mare interes. Și am să rog acum pe domnul Armand Goșu să vă spună câteva cuvinte. Seara, mulțumesc pentru invitație. E o plăcere pentru mine, mai ales că, să spunem, comunitatea Contributors funcționează în mintea mea, dar virtuală. În această seară, cu ocazia acestei lansări de carte, am văzut pentru prima dată în carne și oase autorii Contributors, pe care îi cunoșteam după pozele mici cu foarte scurtele CV-ului postate pe pagina de gardă site-ului. Vă mărturisesc că nici pe domnul Naumescu, pe care îl citesc de mai bine de 5 ani, nu l-am cunoscut până în septembrie anul acesta personal, deci
întâmplarea a făcut să ne întâlnim la, la Bruxelles, nu? Nu greșesc, da? Pe domnul Popescu, care a avut bunăvoința să mă invite, l-am cunoscut fix acum o săptămână, personal zic. Așa cred că am mai vorbit la telefon, s-am schimbat mail-ul, cred că odată eram pe un aeroport în Singapore sau Hong Kong ceva, că am primit un telefon și era dumneavoastră, m-a întrebat ceva cu Rusia. Șocat. Lucian Popescu. M-a liniștit, mi-a spus că aveți numărul de la Tăpălagă. Deci e o comunitate, e o comunitate de oameni care în 2010 n-au mai vrut să lase prostiți de Antena 3. În fine, de aceste televiziuni de știri, în fine, poate unii sunteți cu Antena 3, n-am nimic împotriva Antena 3, eu de câțiva nu mai am cablu de televizor, deci eu nu mai știu ce televiziuni mai există, mai funcționează pe piața românească și care între timp și-au dat Obștescul sfârșit. Trei lucruri aș vrea să vă spun. Unu, ce face Contributors este o operă de educație pentru care ar trebui decorat la cel mai înalt nivel al statului român, așa cum a fost decorat și RFI-ul. Presupun că trebuie să supraviețuiți 25 de ani. RFI-ul ia bani de la statul francez, dumneavoastră sunteți un proiect privat, practic, dar faceți o operă extrem de importantă. Educație, educați opinia publică cu, să spunem, o cultură de, pentru cei care sunt interesați de anumite nișe și pe generaliști. Oricum este extraordinar ce faceți. Mă simt mai bine în România când la școală cu studenții, cu masteranzii, văd că bună parte din informația din articolele dumneavoastră mi-apare în discuțiile pe care le am. Unu. Deci e foarte important ce faceți și ar fi extraordinar să continuați măcar încă 5 ani pe lângă aceștia. Eu sper mai mult, pentru că în România, din păcate, e foarte mult de muncă în domeniul ăsta. A doua chestiune pe care aș vrea să o spun, tot așa o să fiu foarte scurt. Suntem aici pentru că profesorul Valentin Naumescu îi lansează o carte de articole scrise vreme de 4-5 ani, greșesc? Mai puțin 3 ani, să atrage atenția, da, cer scuze. E atât de groasă încât m-am crezut că mai mult de 3 ani. Publicate pe Contributors. Să spunem, Valentin Naumescu e un nume de top în analiza de politică externă. Sunt mai multe calități care îl recomandă pentru această poziție de lider. Unul, faptul că are o solidă pregătire academică, asta predă relații internaționale la Universitatea din Cluj. Doi, pentru că a fost în sistem, a fost secretar de stat mai mulți ani în Ministerul de Externe, știe cum funcționează lucrurile, da? A fost în bucătărie, a avut șurubelnița în mână. Trei, pentru că scrie al naibii de bine și lucrul ăsta contează, mai ales când pui ceva pe tarabă și vrei să vinzi. Deci, în pregătirea scurtei mele intervenții, am recitit o parte din articolele dumneavoastră așezate acum pe capitole, subcapitole. Mi s-a părut totul mult mai rotund și mult mai clar. Am revăzut cel puțin subiecte care mă interesează pe mine mai mult, Est, Ucraina, Rusia. Totul până la urmă, nu știu dacă le-ați gândit așa de la început, dar totul e foarte, foarte rotund, foarte limpede. Articolele se completează unul pe altul, ideile pleacă una din alta. A treia chestiune pe care vreau să o spun în această seară, privește mai degrabă, în primul rând, pe Dan Tăpălagă, cu care acum vreo 7 ani aveam discuții presa scrisă, pe print, moare. Și era foarte hotărât când spunea lucrul ăsta. E bine, într-un fel, n-a reușit să mă convingă atunci, când eram într-o perioadă, căutam banca să supraviețuim cu revista 22, am reușit să o facem, totuși, pe print, evident. Și spun că într-un fel e o revanșă, pentru că acum suntem aici cu toții la lansarea unei cărți, la unui sal. N-am venit să aniversăm acum o lună 5 ani de Contributors,
cartea domnului profesor Valentin Naumescu, care este pe hârtie. Deci hârtia, tipăritura, n-a murit și sper că această carte a profesorului Naumescu să fie un început pentru o serie mai lungă, pentru că public de ce nu există. Succes, contributors, succes dumneavoastră personal, felicitări autorului acestei excelente cărți. Mulțumesc! O să rog pe domnul profesor Aurescu să ne spună câteva. Mulțumesc frumos! Într-adevăr, vreau să vă felicit că ați ales pentru primul volum al acestei serii un volum de politică externă. Este un act curajos, dar în același timp, cred că, așa cum ați spus, răspunde unei nevoi care vine nu doar din partea celor care sunt pasionați de politică externă sau de relații internaționale sau care practică diplomația, cred că din ce în ce mai mult politica externă, și asta o văd și la studenții mei de la drept, este din ce în ce mai mult în viața cotidiană. Eu am fost foarte onorat de faptul că profesorul Naumescu m-a invitat să scriu prefața acestui volum și cu deosebită plăcere am venit să vorbesc și astăzi cu ocazia lansării acestui volum, pentru că așa cum am scris în prefață, sunt un cititor fidel al comentariilor profesorului Naumescu de pe Contributors. Și asta din mai multe motive. În primul rând pentru că domnul profesor Naumescu scrie cu pasiune. Așa cum pune pasiune în tot ceea ce face. Și vreau să amintesc aici un proiect care este foarte drag domniei sale, și anume crearea acelui grup de reflecție și analiză internațională care se cheamă Citadel, pe care profesorul Naumescu l-a înființat la Facultatea de Studii Europene din Cluj. Și am fost foarte onorat de asemenea să fiu acum 2 ani și jumătate, cred că mai bine de 2 ani și jumătate, în 2013, la inaugurarea Citadel și la multe alte activități, de altfel, ale grupului, condus, repet, cu pasiune de către profesorul Naumescu. În al doilea rând, pentru că analizele profesorului Naumescu sunt pătrunzătoare, sunt critice și, în același timp, sunt alerte și surprind mereu esența problemelor. Sunt comentarii care sunt permanent lucide, dar, în același timp, sunt nepărtinitoare, sunt sincere. Ceea ce, din punctul meu de vedere, cel puțin, nu e deloc de trecut cu vederea. Și mai ales sunt avizată, pentru că în aceste comentarii se regăsește atât foarte bună cunoașterea teoriilor și conceptelor de relații internaționale, dar și experiența de practician al politicii externe pe care domnul Naumescu, cum spunea și Armand, a dobândit-o în calitatea domniei sale de secretar de stat în Ministerul de Externe, de consul general în Canada, ceea ce aduce aplicarea spre nuanțele fine și aplicate pe care le regăsim în articolele sale. În al treilea rând, pentru că domnul Naumescu nu scrie politică externă doar de dragul de a face comentarii de politică externă. Scrisul domnului profesor Naumescu este despre cele mai importante provocări ale relațiilor internaționale și de securitate, care au însă relevanță pentru politica externă a României. Și într-adevăr, așa cum spunea și Armand, așa cum se vede volumul în ansamblu său la final, este foarte rotund, este foarte complet. Comentariile profesorului Naumescu cuprind cu o perspectivă globală, dar care este dată în mod firesc de evoluțiile impredictibile de cele mai multe ori, de dinamica de zi cu zi a relațiilor internaționale, sunt teme care definesc tendințele de modificare semnificativă a raporturilor de putere în relațiile internaționale, dar care se referă și la încercările de testare a limitelor arhitecturii de securitate la nivel internațional și european. Și dacă ne uităm pe cuprinsul volumului, vom vedea că domnul profesor analizează de la efectele multiple ale terorismului internațional, care este, din păcate, un fenomen în creștere de amplitudine și de frecvență în acest an, la consecințele acordului istoric privind dosarul nuclear iranian, care are implicații evidente asupra echilibrului de forțe din Orientul Mijlociu, pe care le vedem astăzi în eforturile de soluționare a dosarului sirian, de la frământările interne ale Uniunii Europene în fața diverselor provocări cu care
se confruntă la evoluțiile politice europene a Ungariei vecine, care iarăși ne interesează și cred că acestea ne vor interesa și în perioada următoare. De la scenariile post-electorale din Marea Britanie în legătură cu reașezarea relației sale cu Uniunea Europeană, un subiect tot mai actual în această perioadă, este de altfel și pe agenda următorului Consiliu European de iarnă, până la criza datoriilor din Grecia, despre care cu siguranță vom mai discuta în plan european, de la relațiile Uniunii Europene cu NATO în domeniul securității, o temă care, în opinia mea, ar trebui să figureze prioritar pe agenda viitorului summit NATO din Varșovia, până la provocările excepționale din vecinătatea estică generată de agresiunea Federației Ruse, iarăși, cu siguranță, un subiect care va continua să ne intereseze, de la situația complexă a Republicii Moldova, unde în continuare persistă dificultățile de coagulare a unui guvern pro-european care să continue procesul de reformă, până la dificultățile strategice ale reașezării relației Rusiei cu Occidentul, rolul global al Statelor Unite în actualul context mondial de securitate, toate aceste teme sunt în continuare actuale, sunt tratate nu dintr-o perspectivă abstractă, ci din unghiul intereselor de politică externă ale României, pe care profesorul Naumescu le urmărește explicit sau implicit în fiecare din analizele pe care le face. Și cred că asta este, din punctul meu de vedere, ca practician și ca fost ministru de externe, perspectiva care prezintă cea mai mare valoare în eseurile profesorului Naumescu. Pentru că în activitatea noastră diplomatică în Ministerul de Externe, în toate activitățile noastre zilnice din ultimul an, vreau să spun că am urmărit exact aceste teme care se regăsesc în acest volum pe care îl lansăm astăzi. Toată activitatea noastră din ultimul an nu a putut să ignore faptul că, așa cum spunea domnul Dragomir, trăim vremuri din ce în ce mai complexe din punct de vedere al securității, al politicii externe. Avem în jurul nostru, în jurul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, din care facem parte, un veritabil coridor de instabilitate care are foarte multe puncte fierbinți, de la agresiunea Federației Ruse în Ucraina și ocuparea Crimeei și militarizarea ei subsecventă, până la ascensiunea fenomenului terorist, până la provocările migrației, crizele statale și instabilitatea din Sud. Toate acestea reprezintă provocări pentru România, provocări pentru organizațiile și comunitatea de valori din care facem parte și, prin urmare, necesită și răspunsuri cărora profesorul Naumescu le încearcă găsirea unor soluții în articolele sale. Și ceea ce am încercat să facem în toată această perioadă, în activitatea noastră de zi cu zi în Ministerul de Externe, iar analizele profesorului Naumescu au contribuit fără îndoială la calibrarea parametrilor noștri de acțiune, au fost să încercăm să construim o centură de securitate în care să înlocuim această centură de instabilitate care se găsește în jurul nostru. Pentru că ceea ce este important pentru noi este să reușim să proiectăm stabilitate, democrație și prosperitate în această vecinătate, față de care putem juca un rol de punte, de proiecție a acestor valori care sunt importante nu doar pentru noi ca stat, dar și, încă o dată spun, pentru comunitatea de valori din care facem parte. Și așa am încercat în acest an, așa cum scrie profesorul Naumescu, să contribuim la revizuirea strategiei de securitate a Uniunii Europene, care este un proces aflat în curs, la revizuirea politicii europene de vecinătate. Are profesorul Naumescu un articol despre propunerea noastră despre acele platforme de dialog pe teme de securitate în sens larg, Security Trust. De altfel, profesorul Naumescu, în articolul respectiv, chiar proiectează o anumită neîncredere în șansele de reușită ale acestui proiect și iată că pe 18 noiembrie comunicarea Serviciului de Acțiune Externă și a Comisiei privind revizuirea politicii de vecinătate reține conceptul de thematic framework, care este exact ideea pe care am avansat-o noi despre aceste platforme de dialog. Am încercat să proiectăm ceva mai multă viziune în parteneriatul estic și pe 13 noiembrie
a avut loc un prim grup de lucru, o reuniune a primului grup de lucru pe care împreună cu Polonia și cu Slovacia, Suedia, Letonia și Olanda l-am lansat ca să discutăm despre cum să injectăm mai multă viziune în parteneriatul estic. Am lansat împreună cu Germania și Bulgaria o reflecție despre regândirea, revizuirea sinergiei Mării Negre pe care iarăși comunicarea despre care menționam mai devreme face mențiune. La nivelul NATO, iarăși aspecte pe care profesorul Naumescu le tratează în cartea sa, am încercat să inițiem un proces de reflecție pentru importanța Mării Negre în ceea ce privește securitatea Alianței și respectiv crearea unei strategii a NATO cu două brațe pentru Est și pentru Sud, pentru relația cu partenerii Alianței, procese care sunt în curs de operaționalizare. Am susținut extinderea Alianței și iată că Muntenegru a fost recent invitat să adere la NATO. În sfârșit, sunt foarte multe aspecte asupra cărora profesorul Naumescu se apleacă în analizele sale. Am lansat și conceptul acela de crearea unei curți internaționale împotriva terorismului sau, în ultimul rând, pentru că profesorul Naumescu tratează și relația cu Statele Unite în acest an în care aniversăm 135 de ani de relații diplomatice, au fost făcuți câțiva pași pentru dezvoltarea parteneriatului strategic. Încă o dată, în tot acest efort de acțiune, analizele și comentariile, mai ales cele critice, cum sunt cele ale profesorului Naumescu, au un rol extrem de important pentru că ele ne ajută să ne calibrăm mai eficient demersul de acțiune diplomatică. Și sigur că este un volum care adună contribuții ce analizează evoluții cotidiene ale relațiilor internaționale. Și provocarea cea mai mare pe care o ai este aceea de a vedea, după ceva timp, în ce măsură o analiză de ieri este confirmată de evoluțiile de astăzi. Recitind ieri și astăzi cele mai multe dintre comentariile din volumul pe care lansăm astăzi, am constatat cu plăcere că analiza profesorului Naumescu rămâne perfect valabilă, rămâne actuală și la fel de pertinentă ca atunci când a fost scrisă, ceea ce este, cred eu, dovada esențială a profunzimii reflecției autorului. Îl felicit din nou pe profesorul Naumescu și îl îndemn să continue să scrie, sunt convins că o va face, sunt convins că acest volum va fi bine primit nu doar de cei pasionați de relațiile internaționale, de studenți, de practicieni, chiar dacă au citit sau nu aceste analize pe contributor sau atunci când au fost ele publicate. Mă refer și la practicienii din lumea atât de complexă a diplomației de astăzi, unde îi doresc profesorului Naumescu să se reîntoarcă atunci când va fi timpul. Încă o dată, felicitări, felicitări contributors și mulți ani înainte, felicitări editurii 3 pentru curajul de a lansa acest proiect pe hârtie al unei inițiative online. Mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Aurescu pentru cuvintele frumoase și mai ales profunde pe care ni le-a spus. Și acum trecem la autor pe care rugăm să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Domnule ministru, domnilor miniștri, de fapt, domnule profesor, domnule director, prieten drag Lucian Popescu, distinsă audiență, mărturisesc din capul locului că sunt impresionat și emoționat. Privesc în jur și recunosc că atâtea chipuri care spun atât de mult și înseamnă atât de mult și de bine pentru România actuală, care înseamnă atât de mult în viața publică a României, în cercetarea științifică, în jurnalism, în diplomație, în societatea civilă, încât mă întrebam la începutul acestui eveniment, în minutele din urmă, ce am făcut să merit o asemenea onoare. Dar mi-am revenit repede din
din această întrebare. Știu ce am făcut. Cred că am avut norocul sau inspirația să aleg niște instrumente de comunicare extrem de performante și de eficiente. Pentru că acestor instrumente de comunicare și publicului pe care ele l-au creat și îl întrețin, li se datorează acest succes și evenimentul din această seară. Această tripletă de instrumente de comunicare sunt platforma Contributors și mulțumesc încă o dată, în mod special, prietenului și editorului Contributors, domnul Lucian Popescu, agenția de știri Hot News, o formidabilă echipă de jurnaliști care s-a văzut în ultimii ani, schimbă România de la un an la altul prin ideile și prin tendințele pe care le imprimă, și editurii 3 care ni s-a alăturat la acest proiect, binevenit, spun eu, arătându-și interesul pentru publicarea acestei cărți. Nu voi vorbi despre carte, pentru că deja cei care au prezentat această carte au făcut-o succint, însă doresc să spun câteva lucruri sau să subliniez câteva aspecte care mi-au rămas mie în urma acestei experiențe de aproximativ 3 ani, de când scriu pentru Contributors și Hot News. În primul rând, această experiență, mie cel puțin, mi-a relevat un lucru. Sau, în primul rând, a distrus o idee, din fericire, a năruit acel mit că politica internațională nu are public în România, nu are public cititor. Nu este adevărat. Există un public și pentru politică externă, diplomație, politică internațională. Numai că el trebuie căutat și trebuie scos la suprafață, de undeva de unde se află el, din niște unghiere, pentru că e un public mai special. E un public care iese greu, stă pe fundul lacului, așa, are un nivel mai înalt de pregătire și de exigență. E un public, e adevărat, poate ceva mai restrâns și extraordinar de exigent în argumentație, în nivelul lecturilor, în calitatea aprecierilor, comentariilor pe care le facem. Și am fost destul de sceptic și eu la început. Mi-amintesc că am pornit în 2012 cu 800 de vizualizări, cum se spune, pe Contributors. Dar am zis că totuși 800 înseamnă că 800 e cifra mea, e lumea mea, grupul, iată, e ceva. Deci am interpretat pozitiv să merg mai departe cu acești 800. Fără să iau în considerare, sigur că alte teme, politica internă, corupția, făceau mii de, sau zeci de mii de vizualizări. După aproximativ 6 luni, ajunsesem undeva la 1500, 2000, crescuse și intensitatea comentariilor, a schimburilor de replici și între ei, între cititori. Eu mi-am impus de la început și am rămas ferm pe decizia pe care am luat-o de a nu răspunde cititorilor. Mi s-a reproșat lucrul acesta, am rămas pe această decizie, nu mi-o voi schimba, eu nu răspund la comentarii, pentru că plec de la o asumție simplă, zic eu, aceea că un autor spune tot ce are de spus în articol, în text. Dacă n-ai reușit să spui tot ce ai spus de la titlu până la punct, degeaba revii ulterior să explici cititorilor pe forum. De aceea nu răspund, dar citesc tot ce se scrie și apreciez în mare măsură ce se scrie și replicile care se dau. După încă un an, eram pe la 2500, 3000, în fine, nu o să mai continui cu aceste cifre, dar poate că în prezent, sigur, cele mai multe articole sunt undeva la 5, 6, 7, 8, 1000, 10, dar cu teme care, în funcție de ardența lor, de exemplu, fuga lui Ianucovici, îmi amintesc, februarie
2014, cu un 32-33.000 de vizualizări, parcă într-o sâmbătă seara. Așa încât mi-am dat seama, publicul acesta este exigent, trebuie să ai mare grijă ce îi livrezi, pentru că dacă în alte părți poate publicul e mai generos din punct de vedere cantitativ, aici publicul așteaptă, nu neapărat informația, eu nu sunt jurnalist, eu nu livrez informație brută despre eveniment, eu nu relatez ce s-a întâmplat, pentru că nu asta mă interesează, ci caut interpretări de ce s-a întâmplat, ce reprezintă ce s-a întâmplat și la ce poate să ducă mai departe. E, din acest punct de vedere, faptul că 10.000, 15.000 sau 33.000 citesc și comentează astfel de analize, de articole, de reflexii, după părerea mea, e deja mult. E deja mult, e un potențial extraordinar, oamenii aceștia contează, știu sigur din ce, nu-i cunosc, evident, personal, cei mai mulți intervin pe comentarii cu sub pseudonim, dar îmi dau seama cam în ce zone ale societății activează, care sunt caracteristicile lor socioculturale, educaționale și mă regăsesc cu mare plăcere în dialogul cu acești oameni. Un al doilea aspect care rezultă din această experiență, acela de a rezista tentației. A fost destul de greu, dar am rezistat și sper că voi rezista în continuare tentații de a nu scrie despre altceva. Nu vă spun câte mesaje, câte e-mail-uri pe adresa personală, nu știu de unde se află, dragă prietene, cred că nu. Îmi scriu oameni, domn profesor, înțelegem cu Ianucoviș, cu Putin, dar ceva despre Băsescu, Ponta, Antonescu, nimic, n-aveți de zis, nicio idee n-aveți, nicio părere despre ce se întâmplă. Ei, sigur că oricine are ceva de zis sau ceva de gândit, sau dar am trecut peste această tentație de a scrie despre orice și am zis nu, rămân pe această zonă, asta este meseria mea, asta e profesia mea, asta îmi place, restul sunt păreri personale, părerile unui cetățean, așa cum am și eu și membrii familiei și colegii mei din catedră și așa mai departe. Și sper să am puterea să rămân pe această... Deci, de multe ori, poate mi-ar fi venit să îmi spun, să-mi comunic opiniile pe teme mult mai ardente de politică internă. Nu am făcut-o și nu o să o fac. În fine, a treia concluzie din această experiență personală de aproape 3 ani, pe care o împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Eu am făcut două lucruri mari, mă rog, două tipuri de experiențe am avut în viață, înainte de Contributors, și anume cea academică, fiind și în continuare membru al comunității academice clujene, al Universității Babeș-Bolyai, de 19 ani, și care este un tip de experiență și îți dă o anumită privire asupra lumii, asupra relației cu studenții, în fine, o înțelegere asupra realităților. O a doua experiență înrudită, dar totuși diferită, substanțial diferită, a fost cea diplomatică. Am avut, sigur, norocul că venind din zona relațiilor internaționale și ajungând în sfera practicii diplomatice, noi eram totuși foarte departe ca idei sau conținut profesional, dar totuși o experiență diferită. Și pot să vă spun că abia această a treia experiență, cea de autor, contributors, de analist, a închis oarecum un cerc. Pentru că una este să predai, să încerci să înveți pe unii foarte tineri, aflați la început de drum, anumite concepte, noțiuni de bază, teorii. Alta este să reprezinți, pentru că diplomația este, înainte de orice, un exercițiu de reprezentare. Sigur, ca diplomat mă refer în serviciu diplomatic extern. Nu ai neapărat un rol decizional, analitic, strategic. Mesajele vin, sunt pe punctaje, pe talking points, transmiți ceea ce alții au
au decis, sunt linii decise și, sigur, șefii de misiuni diplomatice încearcă, în măsura competențelor lor, să ducă la îndeplinirea acest mandat, aceste linii de mandat, cât mai bine. Este un al doilea tip de experiență. Acum însă încerc oarecum, sau am încercat în acești ani, să pun față în față două experiențe diferite și să le oglindesc într-o a treia, diferită. Aceea de a confrunta idei, interpretări, evaluări de o manieră liberă, sper nu excesiv academică, sau cel puțin așa mi-am propus, și în același timp să ies un pic dintr-un anumit formalism diplomatic, pentru că diplomația înseamnă totuși o disciplină a discursului. E o mare diferență între a fi diplomat și a fi analist. Norocul meu, privilegiul meu este că le știu pe ambele, dar sunt totuși discursuri diferite. Într-un fel vorbește un diplomat care este sub mandat și sigur are dintr-un anumit punct de vedere libertățile mai jalonate, să spunem așa, și altfel vorbește un analist independent, sigur, cu experiență diplomatică, cu experiență academică, dar am șansa să mă adresez unui public, să interacționez cu el, să văd cum înțelege publicul meu ideile pe care încerc să le transmit. Sper că de cele mai multe ori am fost înțeles și atunci când am fost contrazis, am apreciat în mare măsură criticile, comentariile venite, am reflectat zile și nopți la ce îmi spuneau diversi domni și doamne cu tot felul de pseudonime. Încercam să intru într-o anumită legătură cu ei de la distanță. Îmi dădeam seama, unii scriu din Europa Occidentală, alții de peste ocean, au vârste diferite, aparțin unor generații diferite, dar sunt cu toții preocupați de ceea ce se întâmplă pe agenda politico-diplomatică, regională, globală. Pentru mine a fost un câștig această experiență, pentru mine personal. Sunt mai bogat, cu 80-100 de articole și poate în total, 100.000 de cititori, dar cu o experiență culturală, intelectuală, pe care nu mi-a oferit-o nici catedra, nici universitatea, nici diplomația, și anume aceea a unei relaționări directe cu un public inteligent, exigent, riguros, căruia trebuie să ai, încă o dată spun, mare grijă pentru tot ceea ce îi servești, pentru tot ceea ce îi livrezi, pentru că știe despre ce e vorba. Aici se spunea că autorii, contributors, știu despre ce vorbesc, evident că autorii știu, dar și publicul știe ce citește. Și publicul este atent, publicul diferențiază, publicul este selectiv. Aici sunt lecții mari, lecții mari de viață, lecții ale scrisului, lecții importante pentru oricine vrea să fie autor. Am văzut și sunt foarte atent și la ce se scrie, pentru că un autor, evident că trebuie să fie conectat în primul rând cu ceea ce scriu cei din, s-a folosit termenul de comunitate, din aria de interese comune. Și aici este un avantaj sau un dezavantaj și un avantaj în același timp. Noi suntem relativ puțini cei care scriem în politică internațională, 5-10 nume care contează, care transmit semnale semnificative, poate 15, să nu fiu excesiv de restrictiv, nu mai mult. Și oamenii aceștia trebuie citiți, trebuie înțeleși, nu toți gândim la fel, nu toți ne-am format în aceleași condiții educaționale, culturale, nu avem aceleași experiențe profesionale, dar cu siguranță dacă ne citim, câștigăm câte ceva, unul de la altul, înțelegem argumentații, chiar și atunci când nu suntem de acord, poate ne clarificăm citind un articol de ce nu suntem de acord cu punctul respectiv de vedere și de ce ne apropiem poate de un alt autor în chestiunea respectivă. Mulțumesc contributors pentru acești 3 ani frumoși, excepționali pentru mine ca autor. Sper să continui acest proiect.
Mulțumesc Hot News pentru lucrurile formidabile pe care le face pentru societatea românească și mulțumesc editurii 3 că și-a asumat acest risc editorial de a propune o carte de politică internațională în condițiile în care poate sunt subiecte mai facile care pot atrage mai ușor un public mai larg. Aici însă este un pariu important și cu asta închei. Un pariu pe care eu l-am câștigat, deși la un moment dat nu era o miză neapărat și nu credeam că îl voi câștiga. Când am plecat din București și din diplomație, se întâmpla în octombrie 2012, oameni apropiați din zona, din această zonă, din București, mi-au spus, ai grijă, nu ai nicio șansă de acolo, de la Cluj, te vei îngropa, pentru că este o provincie și nu sunt posturile centrale de televiziune. Deci ai din start dezavantaj, nu vei putea rivaliza cu cei care din București apar la televiziunile centrale. Am câștigat acest pariu cu ajutorul Contributor și Hot News. Sunt instrumentele de comunicare nu numai ale viitorului, dar sunt ale prezentului. Eu exist și spun ceva, poate, în spațiu public românesc, în această nișă a politicii externe, fără să apar la televiziunile centrale. Dar cu ajutorul Hot News și Contributor. Sunt forțe extraordinare de comunicare, sunt vectori care formează, imprimă tendințe, creează public și publicul acela rostogolește mai departe idei, valori, atitudini. Vom înțelege peste ani, vom înțelege cât de mult a contat pentru România și pentru societatea românească acest proiect Hot News Contributors, când vom vedea, practic, o altă Românie, dacă nu o și vedem deja, cu alte atitudini civice, cu altă societate civilă, toate lucrurile astea sunt posibile pentru că există acest public care citește online, citește internet, mai puțin televiziune, cum spunea și domnul profesor Armand Goșu, și suntem din ce în ce mai mulți și mai puternici. Vă mulțumesc tuturor! Îi mulțumim profesorului Naumescu și sunt sigur că e pregătit să vă răspundă la întrebări. Așadar, dacă cineva dorește să pună întrebări, e liber să o facă. Nu e pregătit, dar încearcă. Bună seara! Felicitări autorului, felicitări domnului ministru pentru prefață, felicitări sincere editurii 3 pentru inițiativă. Evident, felicitări și Contributors pentru comunitatea pe care au reușit să o creeze. Eu vreau să vă recomand cu mare căldură volumul. L-am citit înainte de a fi pus pe hârtie, practic. L-am citit online articolele domnului profesor și sunt grozave. Și aș vrea să fac o scurtă remarcă și apoi o întrebare pentru autor. Remarca e legată de stil. Dincolo de miezul ideilor pe care domnul profesor Naumescu le transmite prin articolele sale și care sunt idei care sunt de primă mână, de primă calitate în dezbaterea publică din România, mai răzbate ceva stilul în care sunt scrise articolele domniei sale, un stil care nu întâmplător a fost remarcat și de cititori și am văzut acea progresie aproape geometrică a audienței dumneavoastră. Ea se datorează și stilului. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați, e un stil extrem de bine adaptat lecturii pe internet. E un stil care privilegiază ideea transmisă clar, concis și punctată chiar și sub forma unor instrumente de comunicare moderne, și anume acei bumbi, acele informații pe scurt puse la începutul articolelor. Întrebarea
aceasta este enunțul noutății, dacă vreți, din activitatea publicistică a profesorului Naumescu, noutate comparativ cu restul cărților de analiză care apar pe piața românească. Și întrebarea mea e următoarea. Cum ați ajuns să abordați acest stil? A fost o autoeducare? A fost colaborarea cu Lucian, cu noi, cei din redacție? A fost cererea cititorilor? Cum ați ajuns la această formă de exprimare? Mulțumesc și felicitări încă o dată. Mulțumesc pentru aprecieri, sunt mai mult decât generoase. Mărturisesc că întrebarea e extrem de dificilă. Nu știu cum am ajuns să... Îmi place să scriu. Scriu cu ușurință, scriu cu plăcere. Îmi place ceea ce fac. Sigur că sunt atent la reacțiile cititorilor și câteodată încerc să recalibrez, să reajustez, dar cred că e o potrivire fericită aici. Nu fac un mare efort să produc ceva pe placul publicului. S-a întâmplat. S-au întâlnit de data aceasta cererea cu oferta, în mod în chip fericit. Aproape că nu mă imaginez scriind pentru altceva sau pentru altcineva, pentru alt tip de platforme de comunicare de un alt gen decât acesta. Nu am trecut neapărat printr-un proces intelectual de construcție stilistică. Așa a ieșit pur și simplu, așa îmi place. Mă simt bine în această comunicare cu publicul meu, publicul Contributors al Hot News. Am foarte multe reacții, să știți, care vin oarecum pe canale separate de cele publice care se pot citi, ceea ce mă încurajează foarte mult. Știu deja cine citește, știu când citește, primesc semnale, câteodată cereri, nu zic că eu nu onorez cereri, când ne scrii despre nu știu ce, m-ar interesa subiectul, nu ne produci o analiză, nu-i chiar așa, dar asta e important, faptul că oameni, colegi din diplomație, din universități, din institute de cercetare, din România, din străinătate, citesc. Sunt foarte multe, nu știu, asta nu s-a discutat în această seară, dar poate e bine să o spun eu. Contributors și autorii de pe Hot News, de pe Contributors, sunt preluați în media internaționale. Prin agenția europeană Eurotopics de la Bonn, este o agenție publică, înțeleg, finanțată de guvernul german. Acolo sunt monitorizate mijloacele media din 36 de țări și dacă vă uitați pe fluxurile care vin de acolo, în general, cam în fiecare zi sau dacă nu la două zile, sunt și articole din România preluate, pe tematici. Și de cele mai multe ori, sigur, nu e numai Contributors, dar sunt multe preluări de autori din Contributors. Și astfel, articolele noastre sunt traduse în engleză, franceză și germană, de ei, de personalul lor. Și după aceea, asta e un lucru foarte important, pentru că odată ce apar pe fluxurile de știri în engleză, franceză, germană, automat sunt preluate de publicații din Belgia, Italia, Germania și așa mai departe, pentru că noi reușim, practic, să depășim această barieră lingvistică în momentul în care suntem traduși. Intrăm în presa europeană. Am găsit articole și prin Vietnam, la un moment dat. Evident că nu am corespondant cu redacțiile din Vietnam. Și mi-am dat seama decât, evident, că au fost via Eurotopics preluate, traduse și apărute în țări alminteri foarte îndepărtate, e greu de pătruns. Și asta este iarăși un merit al Contributors și al Hot News. Până mai apare o întrebare, am să pun eu o întrebare domnului profesor. Dacă se gândește sau s-a gândit să revină în diplomația activă și dacă ar reveni, în ce condiții ar reveni și dacă nu s-a gândit, de ce nu s-a gândit?
și îi transmit prin ricoșeu o întrebare nediplomatică de data asta domnului ministru Aurescu. Dacă în perioada cât a fost ministru s-a gândit să lucreze cu domnul profesor Naumescu în un proiect de diplomație? La mine cred că e mai simplu de răspuns. Tot ceea ce am făcut și tot ceea ce fac, fac cu plăcere. Îmi place să fiu profesor, să predau cursul de politică externă și diplomație. Sunt foarte satisfăcut și sunt realmente mulțumit să văd rezultatele unor analize, articole, reflecții care câștigă cititori, care creează dezbateri, uneori controverse între ei. Asta înseamnă că există un interes în jurul domeniului nostru de activitate. Putem fi la catedră, putem fi într-o ambasadă, putem fi în fața laptopului scriind un articol. Dar, de fapt, facem oarecum același lucru, în forme diferite. Mulțumesc. Eu mi-am încheiat prezentarea tocmai dorindu-i profesorului Naumescu să revină în diplomație atunci când va fi timpul. Prin urmare, n-am să fac niciun alt comentariu care ar putea să aibă efecte nedorite în acest moment. Eu am însă o curiozitate pe care aș vrea să, mă rog, am să încerc să-l rog pe profesorul Naumescu să mi-o astâmpere. Ce părere au studenții dumneavoastră despre ceea ce scrieți? Vă citesc sau nu? Atunci când îmi spun că citesc, că pentru că n-am de unde să știu, poate că sunt printre cei foarte critici care semnează sub tot felul de pseudonime. Dar, mă rog, atunci când, vedeți, aici este și foarte greu de depășit un pic bariera statutelor, da? Ce o să spună studentul? Poate acum să-i întreb înainte de sesiune ce părere au, ca să-mi crească un pic inima. Mi-ar place să cred că ei chiar apreciază, dar nu-mi fac nici iluzii chiar atât de mari, că mulți citesc poate ca să-și închipe că îmi fac plăcere, mă opresc pe coridor, vin la, am citit, domn profesor, articol extraordinar, dar nu uit niciun moment că sunt studenții mei și nu, sincer, nu din partea studenților mei mi-aștept cele mai calde aprecieri sau, mă rog, le pun întotdeauna sub semnul unei rezerve așa bine temperate. Dar înțeleg că asistenta mea a inclus una din cărți și intenționează să o includă și pe aceasta la bibliografie, la bibliografia de seminar, nu la cea de curs. Nu știu dacă e bine sau nu, mă mai gândesc și o să-i dau răspunsul în semestru viitor. Să discutăm despre specialitatea dumneavoastră, adică la ce vă pricepeți politica externă și aș profita cu o temă la zi. România va operaționaliza în foarte scurt timp și domnul ministru Aurescu de față ne poate corecta dacă au intervenit ceva schimbări în planul strategic, operaționalizarea scutului antirachetă de la Deveșer. Contextul se complică, contextul extern. Rusia se uită tot mai urât la treaba asta. Putin a spus de câteva ori și în ultimul timp destul de apăsat că vor urma consecințe. Și cred că ne întrebăm cu toții pe termen lung dacă aceste consecințe vor exista, dacă vor exista acțiuni din partea Rusiei și dacă lucrurile nu se pot complica din cauza asta, având în vedere și evoluțiile din Siria, având în vedere lupta împotriva terorismului și alte posibile înțelegeri care pot exista între americani și ruși în privința luptei împotriva terorismului. A doua întrebare e dacă acest scut există riscul ca el să fie retras sau diminuat ca proiect, tocmai având în vedere toate evoluțiile astea imprevizibile din clipa asta. Mulțumesc foarte mult!
Nu vă mulțumesc neapărat pentru aceste întrebări, că nu sunt dintre cele mai ușoare, dar sigur, apreciez pertinența lor. Scutul antirachet, am scris nu odată pe această temă. Sunt, în fapt, în sală doi miniștri de externe cu roluri substanțiale, decisive în existența, negocierea, semnarea acordului privind amplasarea componentelor scutului antirachetă în România. Spuneați dumneavoastră în preambul că în Rusia se coace o reacție negativă, sau mă rog, Rusia are o percepție negativă asupra acestui proiect. Eu aș completa și v-aș spune nu numai în Rusia și sper să nu fiți foarte surprins dacă v-aș spune că și în Uniunea Europeană și în NATO există astfel de reacții. În vară, bănuiesc că n-ar trebui să fie un secret, sau pot să vă spun, m-a căutat o jurnalistă din Germania, de la un post de radio public, Deutschland Funk, a venit la Cluj, sigur, programată cu o lună, două înainte, pe tema scutului antirachetă și a insistat foarte mult, într-o discuție de aproape două ore, aproape că din întrebări încerca să-mi transmită semnalul că de ce acceptăm noi acest lucru, că acest lucru nu este bine văzut în Germania și că mai degrabă societatea germană privește instalarea, amplasarea acestui scut ca pe crearea unei ținte. Și tot întreba, dar nu credeți că poate deveni România țintă? Păi erau exact, parcă erau întrebările aparatului moscovit, să spunem, de... Eram chiar surprins, i-am spus odată, nu cred asta, trebuie să facem lucrul ăsta, iată de ce, avem și niște experiențe istorice care ne vrem să fim în această zonă. Eu cred, și am spus-o în aceste articole, am spus și doamnei în interviu, scutul are o valoare strategică și simbolică infinit mai mare decât cea militară, tehnică. Eu nu știu, nu sunt specialist, dar nu-mi dau seama cât de infailibilă e tehnologia militară folosită acolo și dacă chiar n-ar putea trece nicio rachetă. Da? La urma urmei sunt câte? 8 baterii de câte 3 interceptori, deci 24. Fie și matematic, nu? Presupunând că le interceptează pe primele 24, al 25-lea tot ar trece. Dar nu asta e problema. Și Rusia înțelege foarte bine lucrul acesta. Chestiunea nu se pune acum în termeni militar de concurență, ci este o dispută geostrategică, o competiție pe spații, pe adjudecarea strategică și simbolică a unor spații. Pentru că un spațiu în care este amplasat un scut american antirachetă este un spațiu adjudecat, să zicem, pentru totdeauna. Mă rog, asta de obicei trebuie evitat în limbajul nostru, nimic nu e pentru totdeauna, dar, să zicem, pentru foarte multă vreme de acum înainte. E un teritoriu marcat. Și asta vrem noi, de fapt, și asta a vrut și clasa politică și națiunea română în ansamblul ei. E un vic, un ideal de a aparține unui spațiu strategic de interese integrat al Occidentului. Acesta a fost vechiul vis românesc, care, sigur, printr-un gest simbolic, repet, eu pun această valoare simbolică înaintea celei militare defensive propriu-zise. Dar am fost surprins de modul în care a fost condus acel interviu și prin faptul că a trebuit să răspund de 3-4 ori, practic, la aceeași întrebare reformulată cu ținta și cu de ce facem lucrul ăsta, că nu creează decât animozități în Europa și este potențial conflictual. A doua? O întrebare era dacă pe termen lung, având în vedere evoluțiile din Siria, înțelegerile marilor puteri, care tot timpul evoluează, se schimbă în funcție de cum evoluează. Cât mai sunt analist independent, nu știu cât va mai dura lucrul acesta și mi-a spus această întrebare, pot să vă răspund cu sinceritate. Cred că da. Cred că
acest proiect poate fi oricând recalibrat, reajustat. El poate fi făcut mai mare sau mai mic, așa e și gândit să fie. Orice mare putere își gândește în acești termeni proiectele. Nu sunt fixe, rigide. Deci, el poate fi în funcție de natura, de contextul relațiilor internaționale, de cum evoluează scena politico-diplomatică, poate fi, dacă întrebați și doriți un răspuns foarte sincer, poate fi făcut și mai mic, fără ca noi să ne dăm seama că a fost făcut mai mic. Prin tot felul de alte discuții, de amendamente, da, dar cu consultarea, cu și NATO la un moment dat, făcuse un consiliu NATO-Rusia, care ce rol a avut la început? Să tempereze, să aline, da, suferința, între ghilimele, Rusiei privind extinderea spre Est alianței. Când s-au supărat, au desființat consiliul NATO. Deci, lucrurile trebuie privite într-o anumită dinamică. Să nu ne imaginăm că... exact. Ați înțeles ce am să spun și, de fapt, cred că știați răspunsul din aia. Aveam în gând o întrebare. Domnul ministru, o să vă spună că... Eu o să vă spun că și la mine a venit jurnalista din Germania și a pus aceleași întrebări foarte complicate, care erau foarte insistente în același sens în care și domnul profesor Naumescu a fost întrebat. După ce i-am dat răspunsurile, am așteptat o perioadă și i-am rugat pe colegii de la presă din minister să-mi spună dacă a apărut interviul cu mine respectiv. Nici până astăzi nu am aflat despre publicarea acelui interviu. Domnul profesor Naumescu a fost mai norocos și înțeleg că i s-a publicat ceea ce a răspuns. Ce pot să vă spun este că, și cred că deja informația este publică, nu este nimic schimbat în calendarul operaționalizării site-ului de la De Veselu. În această lună, peste câteva zile, cred că deja am văzut undeva public data de 18 decembrie, se va marca acest moment, activarea, operaționalizarea tehnică a facilității din România, care este o etapă, după cum știți, în integrarea acestui sistem în sistemul NATO, care se va petrece undeva în primăvară, urmată la summitul de la Varșovia, cel puțin ăsta este planul de operaționalizare inițială, dobândirea capacității operaționale inițiale a sistemului NATO antirachetă. Prin urmare, proiectul merge mai departe. Acum, aceste amenințări retorici ale Rusiei nu sunt noi, deci nu reprezintă elemente de noutate. Ele există de la momentul la care acest proiect a început să prindă contur. Asta înseamnă, așa cum spunea profesorul Naumescu, sunt perfect de acord, am spus-o și eu de la începuturile acestui exercițiu, nu înseamnă altceva decât că Rusia, care știe foarte bine capacitățile acestui sistem, ele nu au legătură cu capacitățile de descurajare rusești, reprezintă, de fapt, din punct de vedere simbolic, un semnal al faptului că România este într-o altă zonă, în afara zonei de influență rusești. Pentru că acordul pe care l-am negociat este încheiat pe termen limitat. Acum, sigur, proiectul scutului antirachetă știm că a suferit modificări de la cel al administrației republicane, la cel al administrației Obama în septembrie-octombrie 2009 a fost relansat în această configurație, apoi din cele patru faze au rămas trei acum câțiva ani. Deci lucrurile au o anumită capacitate de evoluție, dar în același timp este absolut clar că este un proiect asumat la nivel NATO, ceea ce face diferența față de etapele anterioare ale scutului antirachetă. În momentul în care statele Alianței decid cu privire la necesitatea unui astfel de sistem și atâta timp cât toate statele Alianței consideră că este important ca acest proiect să meargă mai departe, atunci el va fi dus mai departe. Iarăși, există tot felul de retorici legate de influența dosarului nuclear iranian asupra necesității sistemului antirachetă. Constatăm însă că dosarul nuclear iranian nu se referă la programul balistic al Iranului. Constatăm că recent Iranul, chiar acum câteva zile, a continuat testele
balistice. Prin urmare, necesitatea sistemului antirachetă rămâne în continuare valabilă. Acum, eu nefiind analist, ci fiind diplomat, n-am să spun în niciun caz că pot exista trei dosuri între aceste dosare. Că e vorba despre dosarul sirian din Orientul Mijlociu, dosarul ucrainian sau scutul antirachetă. Părerea mea este că aceste dosare se vor menține în logica lor separată. Chiar dacă, fără îndoială, putem fi tentați să facem, nu știu, diverse analize care să ducă la alte concluzii. Din punctul nostru de vedere, până la urmă, acest proiect este un proiect foarte bun din perspectiva, pe de-o parte, a marcării simbolice a apartenenței noastre la o comunitate de valori, căreia întotdeauna am știut că îi facem parte, din perspectiva faptului că este un proiect care avansează parteneriatul strategic cu Statele Unite și din perspectiva contribuției pe care o avem prin acest proiect în interiorul NATO. Este un proiect care, de fapt, a conturat și mai bine profilul aparte, puternic al României în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Din această perspectivă, acest proiect merită să fie dus până la capăt. Iar din perspectiva mea, ca fost negociator al acordului în cauză, cred că este cea mai interesantă, dacă vreți, realizare, să vezi cum o bucată de hârtie pe care ai negociat-o la un moment dat se transformă după câțiva ani într-un proiect pe care poți să pui mâna și care contribuie la securitatea României. Asta este o satisfacție pe care niciun alt domeniu, cred, nu ți-l poate da. Nu ți-o poate da. Vă mărturisesc că am stat și încă în picioare cu microfonul în gură. Am o ezitare dacă să spun ce gândesc. Pentru că am o percepție nu diferită de a dumneavoastră, am o rezervă profundă față de ponderea, față de semnificația reală a subiectelor despre care le discutăm și care sunt cruciale. Domnul profesor Naumescu, ca și domnul profesor Aurescu, domnul ministru, ați repetat absolut firesc în intervențiile dumneavoastră valoarea simbolică a ceea ce a fost primit, întâmpinat, sărbătorit ca prima clipă de siguranță totală a României față de Rusia. Și sentimentul meu pe care încerc să-l cenzurez, pentru că nu știu dacă cât de potrivit este o discuție în cheia asta, și totuși vă pun o întrebare la care am însemnat să intrăm într-o discuție mult mai amplă decât e poate potrivit acum. Dacă dincolo de această valoare simbolică putem vorbi într-adevăr de un moment în care noi, România, putem să spunem că suntem dincolo de un pericol sub care am trăit decenii, ca să nu spun secoli. Care este valoarea, în ghilimele, de întrebuințare a acestor valori simbolice pe care le cultivăm, de care avem nevoie și care, până la urmă, vai Doamne, să nu se dovedească doar butaforie. O primă chestiune. A doua chestiune la care vroiam să vă invit să-mi dați un răspuns. Cu an bun în urmă, un mare regizor american a făcut un film de care cu siguranță a auzit, poate l-a și văzut, O lume nebună nebună. Stanley Kramer. Eu cred că astăzi nu mai este o lume nebună nebună, este o lume bolnavă, bolnavă, bolnavă. Așa cum ați spus foarte exact, numărul celor care au expertiza probată
pentru a se pronunța în problemele atât de fundamentale a politicii externe internaționale este extrem de limitat. Asta nu înseamnă că nu sunt mulți, foarte mulți, care simt nevoia să exerseze, să-și dea cu părerea, să aibă opinii. Și vă întreb ca doi profesioniști cu o experiență de necontestat. Au fost momente neștiute, dar au fost momente în care dumneavoastră în biroul ministrului, dumneavoastră în biroul secretarului de stat într-un minister de externe, ați simțit că este într-adevăr clipa unui mare pericol real pentru a ne apropia de ceea ce se tot vorbește aproape ca despre un lucru comun, cel de-al treilea război, a început, asta e forma, bate la ușă și mai departe. Nu știu dacă întrebarea mea este suficient de clară sau mai e nevoie. Vă mulțumesc pentru întrebări. Trăim într-o lume a simbolurilor. Simbolurile sunt foarte importante în politică, în societate, în viața noastră și nu numai în politică și în diplomație, și în viața economică și în viața culturală. Deci nu cred că trebuie să privim acum oarecum să minimalizăm importanța dimensiunii simbolice a scutului. Pentru că la urma urmei dați-mi voie să spun că, de fapt, scutul acesta antirachetă, dacă am spus că are o valoare strategică și simbolică, el răspunde unei amenințări de asemenea simbolice. Pentru că scutul antirachetă răspunde cui? Unei rachete. Racheta este de asemenea simbolul puterii, sau era simbolul puterii sovietice. Deci pentru că n-au tras niciodată o rachetă. Nu, n-au tras niciodată o rachetă. Deci este vorba de a răspunde, de a contracara, pentru că de ce e Rusia nervoasă, de ce este Rusia supărată de acest proiect? Pentru că îi distruge forța de intimidare. Și forța de intimidare, pe ce era reprezentată? De rachetele rusești. Deci dacă faci un scut antirachete, el distruge simbolic tot un simbol. Sper să nu ajungem niciodată ca aceste lucruri să se materializeze, să chiar să vedem în văzduh, da, pe cerul patriei noastre, cum interceptorul aleargă după o rachetă rusească, pentru că atunci lucrurile intră într-un alt, cu totul alt registru. Dar sunt convins că în acest moment strategii și dintr-o parte și din alta gândesc lucrurile în acest plan. După aia, dumneavoastră întrebați și bun, suntem atât de siguri acum, absolut siguri că avem scutul de la De Veselu? Evident că nu. Sunt multiple alte forme de a amenința securitatea unei stări. Nu numai, noi nu eram sub singura amenințare a rachetelor din, știu și eu, Iran, din Coreea de Nord, de unde se mai spunea că ne protejăm. Nu, sunt și alte forme de amenințare. Dar acesta este unul important, era o componentă care ne definește acum, politic și strategic, pe termen lung. Noi nu dorim ca vreodată acest lucru să fie verificat. Practic, militar. Da? Ca tehnologie. Nu dorim. Sper că nimeni din această sală nu dorește să verificăm. A fost verificat. Bine. Pot fi îndesat în alte puncte ale globului și am fost martori, tot o lume întreagă, a felului în care valorile simbolice s-au dovedit total irelevante. Întrebați-l pe Mubarak, de exemplu. Nu. Vă dau unul dintre exemplele cele mai edificatoare a diferenței între retorică și politică, politică de forță, politică în care simbolistica e dată complet la o. Domn profesor, nu e o provocare și nu e o discuție care cred că și-are loc. Nu, poate să fie și o provocare. Nu ne temem de provocări de acest gen. E foarte bine că discutăm, dar cred în continuare și îmi susțin această idee că deocamdată în această fază trebuie să dăm credit și acestei dimensiuni, că este foarte importantă, dacă vreți, și pentru modul în care se formatează opinia publică din România și valorile noastre, nu știu,
politice, de, în sensul de cultură politică, în sensul de delimitare, de definirea spațiului căruia îi aparținem. Sigur, dacă vreți să o discutăm strict militar, nu sunt eu cel mai potrivit. Știu că s-au făcut teste, la început a eșuat, apoi se spune că a reușit, dar nu cred că asta are relevanță în momentul de față. Vreau să vă întreb, îngăduiți-mi. Nici pentru Rusia nu are relevanță în momentul de față. Domn profesor, domnul ministru, vă pun o întrebare pentru că amândoi ați primit același telefon, probabil de la aceia ziaristă. Credeți că forțez mult lucrurile dacă spun că între întrebările atât de insistente ale ziaristii din Germania, care vă spune cum puteți să, și declarația lui Juncker, e vreo legătură? Sunt total străine unele de altele, cele două opoziții? E total nedrept să răspund eu la întrebări, pentru că este evenimentul domnului profesor Naumescu. Din punctul ăsta de vedere, nu fac decât să spun că las pe domnul profesor Naumescu să răspundă tuturor întrebărilor. Eu doar vreau să mai spun un singur lucru. Că scutul ăsta antirachetă nu este legat de Rusia. Cel puțin asta este, decizia pe care NATO o înscrie în documentele sale fondatoare. Sigur că Rusia este supărată de scut. Și atunci, iată și supărările unor jurnaliști din, iată, în cazul de față a fost din Germania, care n-a fost, a fost chiar aici, în România, deci nu a fost un interviu telefonic. Și doamna chiar știa limba română, deci era un subiect de deosebit interes pentru acel post de radio, era de fapt. Dar, încă o dată, nu este vorba despre un scut îndreptat împotriva Rusiei. În ce privește testările lui, pot să vă asigur că el funcționează perfect. Și a fost testat foarte bine de nenumărate ori. Ba chiar la un moment dat am fost invitat, dar n-am putut să mă duc la o testare la un poligon din Statele Unite, ca să văd cum funcționează acest sistem. Din punctul ăsta de vedere, vă asigur că nu este nicio problemă. Sunt alte elemente pe care NATO le-a decis, în special la summitul din Marea Britanie din 2014, care se referă la acțiunile asertive ale Rusiei. Este planul de acțiune pentru creșterea capacității operaționale alianței. De aceea avem pe teritoriul României deja două structuri NATO de comandă și control, una inaugurată la începutul lui septembrie, cealaltă pe 1 decembrie. Sunt tot felul de exerciții care au loc în România, sunt prezențe de trupe, în special americane, care participă la aceste exerciții. Există o prezență navală consistentă în Marea Neagră, care reprezintă, de fapt, concretizarea acestor măsuri de asigurare și reasigurare, iar summitul NATO de anul viitor va trebui să fie un summit al adaptării NATO pentru a răspunde în continuare acestor elemente de acțiune asertivă din partea Rusiei. În rest, îl las pe domnul profesor Naumescu și promit că nu mai răspund niciunei întrebări. Din păcate, e timpul să ne oprim. Vă mulțumim mult pentru prezență. Avem aici câteva exemplare dintr-o ediție limitată a cărții, de numai 200 de exemplare, o ediție hardcover specială. Autorul e dispus să vă ofere autografe. Cartea o găsiți acolo la un preț special în această seară. Vă mulțumim pentru prezență și o seară plăcută!